Lorena Ostase a început să practice handbal de performanță la Vaslui. Înainte de a ajunge la Slatina, ea a evoluat la Unirea Slobozia. Cu talent și multă muncă, pivotul echipei slătinene s-a remarcat încă de pe vremea junioratului, devenind campioană mondială în urmă cu 2 ani în Macedonia. Acum a fost convocată la Naționala Mare și speră să-și adauge în palmares titlul de campioană europeană de senioare. Mă bucur foarte mult și pentru mine e o performanță. Convocarea la națională reprezintă o șansă uriașă pentru o carieră internațională a handbalistei noastre. Victorina Bora, antrenoarea Lorenei Ostase, este convinsă că sportiva nu se va mulțumi doar cu statutul de componentă a echipei României. Este o jucătoare în care eu am crezut foarte mult de la început. Este o jucătoare care, din punctul meu de vedere, merită acest lucru. Sper doar să facă ce trebuie, să profite de șansa care i s-a oferit și să ajungă acolo unde eu sunt convinsă că este locul. Lorena Năstase are 19 ani și este singura jucătoare din divizia A convocată la lotul național.